În această săptămână, doamna Viorica a fost votată mama săptămânii. Topul la băieții a fost acesta: Albert pe locul 3, pe locul 2 Ștefan, pe primul loc s-a aflat Cristian, așadar Cristian rămâne în casa Mireasa, iar Ionela părăsește competiția. La fete, pe locul 3 este Maria, pe locul 2 Laura, pe primul loc se află Delia. Concurenții au votat astăzi. Ionela a părăsit astăzi competiția. Concurenții au votat astăzi. Liviu l-a -a votat pe Albert și pe Adriana. Ștefan l-a votat pe Albert și Laura, Maria a votat Albert și Adriana, Iuliana a votat Ștefan și Antonia, Vlad a votat Valentin și Elena, a spus că el a înțeles că trebuie să voteze cupluri și a zis că nu rezonează cu cei doi. Adriana a votat Antonia și uh, votase Ionela, dar uh, pentru că ea pleacă, cel de-al doilea nume era Albert. Adriana așadar a votat Antonia și Albert. Uh, Ionela a votat Adriana și Albert. Uh, Valentina a votat Antonia și Vlad. Elena a votat Antonia și Cristian. Uh, avea în paranteză scris Vlad, dacă pleca Cristian. Cristian a votat Valentin și Elena, Cristina a votat Adriana și Albert, a spus că nu vrea să voteze cuplurile, Laura a votat Ionela și Cristian, avea în paranteză la Ionela Adriana, iar la băieți avea Vlad Laura scris, Delia a votat Adriana și Vlad, Antonia a votat Valentin și Elena, Albert a, votat Cristi, Albert a votat Cristian și, în paranteză, avea scris Liviu, iar la fete a votat Ionela, pentru că pleacă Ionela, avea scris, în paranteză, Adriana Albert. Așadar, în cursa de eliminare pentru săptămâna viitoare au intrat Albert cu 6 voturi și Adriana cu 7 voturi.